Moartea subită a bunicii a trezit suspiciuni și a pus familia pe jar. Femeia se află în grija, se afla în grija unui nepot, dar ar fi vrut să fie îngrijită de o altă nepoată, de către Anca. Dar acest lucru nu s-a mai întâmplat, iar Anca nu a mai apucat să-și vadă bunica în viață. În legătură directă cu noi prin Facebook este chiar Anca. Ea ne va explica întreaga situație. Bună seara, Anca! Bună seara! Mă numesc Anca. Te ascultăm. Sunt mama trei băieți. Să trăiască. Doi mai mari și unul mai micuț. Câți ani ai? Unde locuiești, Anca? 38 de ani. Stau în Zalău, județul Sălaj. Uh-huh. Pe chirie. Uh-huh. Cum ai ajuns în situația asta? Uite, povestește-mi despre bunica ta, nu știu, și despre mama ta. Deci, din familia voastră, bunica asta despre care vorbim noi, este mama cui? Mama lui taică-miu, doamne iartă. Deci este bunica paternă. Cum ai ajuns să locuiești cu ea în casă și să fii tu cea care a îngrijit-o? Ce boală avea bunica? Povestește-mi un pic de relația dintre voi și de viața ta cu ea. A fost foarte bine până în 2018. Chiar nu am avut probleme cu dânsa. Dar tu ai trăit dintotdeauna în casa ei sau cum? Noi ne-am născut și am crescut acolo și eu și fratele meu și inclusiv mami, taica mea a stat acolo. Eu m-am căsătorit la o vârstă fragedă, pe băiețelul mare l-am avut la nici 17 ani. Uh-huh. Și am locuit în Chieș, normal, de la 17 ani și aproape 18. M-am dus acolo și cu băiețelul o poveste lungă. Tatăl nu l-a recunoscut până aproape la un an, am împăcat și m-am mutat la Chieș. Deci și părinții tăi au locuit tot în această casă la bunica, da? Da, noi acolo am locuit, da. Și ce s-a întâmplat? Tatăl tău a murit, spui, da? Tatăl meu a murit în 2020. A rămas mama ta, care a rămas tot în casa soacrei? A rămas mami, da, a rămas o perioadă scurtă, pentru că bunica mea a fost o fire, în general, așa mai, mai severă, mai... Na, cumva i-a plăcut să ne... ca un fel de, cum să zic, ca în armată îi plăcea să faci tot ce spune dumneavoastră ca să fie ok, știi? Și deci mama a trăit o perioadă cu ea, după care s-a mutat în altă parte. Da, au venit o stat o perioadă cu copiii mei în Chieș, ca să pot să mă duc eu să muncesc cu soțul atunci. Și după care s-a mutat la Dragu, de în unde e dumneavoastră. Cu bunica ai rămas tu cu fratele tău? Eu nu am rămas, eu eram la Chieș încă până... S-a întors? Fratele meu a rămas acolo doar. Uh-huh. Eu m-am întors în 2018, fiindcă am avut probleme cu fostul soț, cu tatăl băieților cei mari. Și eram în divorț. Am băgat divorțul și atunci am mutat la bunica și am stat cu dânsa. Și da. Te-ai întors cu tot cu băieții după tine, presupun, da? Da, sigur, sigur. Și te-a primit bunica pe tine cu nepoții? Da, bunica era încântată pentru că ea a ținut cel mai mult dintre toți la mine. Deci erai în acel moment tu cu fratele tău, care fratele tău avea și el familie sau stătea singur acum? Nu, fratele meu nici acum nu are familie, e singur, singur. Ce fel de relație ați avut cât ați stat voi acolo, tu și cu copiii tăi și cu fratele tău și cu bunica? Care, ce vârstă avea bunica atunci? Atunci avea 84, 2018, dacă acum are... Bun, deci peste 80 de ani. Era bolnavă bunica? Avea nevoie de îngrijire? Da, era ea, dar bolile astea le avea dintotdeauna cu tensiunea, cu inima, deci astea le-a avut de foarte mult timp, de acum. Dar rest nu, se ținea pe picioare, doar era grădina unde meream la sapă împreună, bine, și dumneai, la 80 ceva de ani, vedea cu sapa prin grădină, deci era un zdravână bunica mea. Ce s-a întâmplat? În momentul în care voi ați locuit acolo, tu neavând casă și având doi copii, da, s-a făcut un act, o înțelegere între voi două? Că de aici începe, de fapt, da, am avut un act și noi, în 2013 sau 2014, nu mai țin bine minte. Dumnezeu, foarte mult ne-a dorit pe mine și pe actualul soț atunci, pentru că numai noi o ajutam cel mai mult la gospodărie, mergeam, îi ajutam la grădină, la orice era nevoie, eram noi prezenți. Și atunci am încheiat un contract de întreținere, uzufruct, cu dumneaei, care ulterior, bine, eu l-am reziliat, dar fiindcă eram în tribunal cu dumneaei din 2019, au început toate.
problemele. Dar ce fel de înțelegere ați făcut? Adică voi ați făcut o înțelegere că ea îți va lăsa ție casa având și acești copii? Nu neapărat pentru copii. Ei au ținut foarte mult la mine pentru că eu am fost singura care... Așa cum a fost, a fost bunica mea, am iubit-o și na, încă câți, nu sunt păcatul. Câți nepoți mai avea bunica, în afară de voi doar? Noi suntem patru frați, doi din partea lui taică meu, din prima căsătorie, o soră și un frate, de frate meu nu știm nimic, niciunul, și eu cu fratele bun, care am locuit acolo. Deci atâta sunt toți, da? Da, suntem patru frați. Suntem patru. Și alți verișori, alți nepoți pe care să-i mai aibă bunica în afară de voi? Nu, nu. Deci numai pe tati l-au avut, pe singurul copil. Și numai noi am fost. Deci, ca asta vreau să știu cu ei și doamna avocat aici. Da. S-a încheiat vreun contract, vreun act din ăsta de contract de vânzare-cumpărare cu clauză viageră, așa cum se spune? Da, nu am înțeles. N-am înțeles. Că s-a obligat să-i presteze întreținerea, dar în schimb și bunica s-a obligat la ceva. Probabil să îi lase apartam casa, nu știu. Casa, da, da. 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 Deci asta a fost. Și care a fost sursa neînțelegerii? Adică înțeleg că ați ajuns în instanță. De ce? Da, eu am fost în tribunal în 2018, v-am spus, m-am mutat înapoi pentru că am băgat divorțul de tata băieților și dumneai ei, în anul ăla au fost, dacă nu știu dacă v-ați aminte, au fost și o gheață în 2018 aici și au început cu casa, că să ne punem să facem acoperișul, că... I-am spus că eu nu-mi permit, trebuia să întrețin și pe dumneavoastră, erau și băieți, era și fratele meu care nu lucra nicăieri. Nu mi-am permis să mă pun să fac pe casă, că, na, din de unde? Gândiți-vă, toată familia să întreții o persoană singură, nu mi-a fost ușor, vă dați seama. Erau doi băieți mici, nu chiar foarte mici, dar am probleme cu ei. Cu și cel mare cine a introdus chiar... acțiunea? Cine a introdus acțiunea? Dumneavoastră ei. Dumneavoastră ei. Tot mergea la sora dânsei. Și nu m-am trezit cu actul acasă. Adică instanța a admis acțiunea, s-a reziliat contractul, nu? Nu mi s-a reziliat, mi-a venit numai că să mă prezint la proces, deci mi-a venit în științare. Așa, și? Păi am mai stat, că încă în anul ăla, în 12 octombrie, că chiar de ziua mea, m-am dus și am cules struguri că avea și sus, vie. Și după aia nu am mai stat până anul următor, prin februarie, martie, cam așa, m-am mutat de la dânsa. Dacă eu am spus, dacă bunică nu ne vrei, n-are rost să stau, adică nu obliști pe nimeni, dacă nu te vrei, nu te vrei, nu poți să stai cu forța. Și plus că îmi deschidea ușile, îmi lăsa să-mi intre frig, eu vineam de la lucru să team un frig. Ați plecat dumneavoastră sau ați fost nevoită să plecați? Păi am fost nevoită la ce s-o purtat. Nu am pierdut procesul. Era deschis procesul. Eu încă am mai umblat, m-am recăsătorit în 2020 și am umblat și când eram gravidă. Am avut o fetiță care mi-a murit la aproape 5 luni după ce am născut-o. Dumnezeu să o ierte. Dar când eram gravidă, umblam în tribunal încă cu... Dar nu era dânsa, că mai mult verișorul ăsta umbla. Dar eu te-am întrebat de verișori. Mi-ai zis că nu mai sunt. Ai zis că tatăl este singurul fiu și da, sunteți fiu. Doar voi patru frați. Și am întrebat, și nu mai sunt și alți verișori? Adică bunica n-a mai avut și alți nepoți? Mi-ai zis, băiatul, păi... băiatul sora dânsei. Eu am crezut că vă referiți la frate. Nu știam cine-i băiatul ăsta pe care urma să-l aduci tu acum în discuție. Deci este nu, băiatul sorii ei. Deci este un nepot de la soră, nu e un nepot de la copil, în regulă. Nu. Este... Să revenim un pic. Deci să înțeleg că a fost un pic de frecuș acolo. Adică un pic de discuție între tine și bunica. Și pentru fratele meu a fost discuție că nu l-a vrut acolo, dar dânsa trebuia să-l... Vorba aia a fost acolo cu buletinul, nu? Dar ce făcea fratele? De ce nu l-a vrut? Ce făcea? Cu ce o deranja? Nu se înțelegeau de nicio culoare și au făcut și închisoare, deci nu a fost. Înțeles. Și atunci, bunica, când ai plecat și tu, că n-ai mai putut, ea ce a zis? Atunci, dacă ai plecat și nu-ți mai respecti promisiunile, desființăm acest contract, da? Da, am reziliat eu până la urmă, pentru că chiar am vorbit cu dânsa și zic, bunica, dacă tot ai ăsta procesul,
Eu nu mă tăcesc și mă tăt umblu în tribunale, v-am spus că eram gravidă cu fetița, o să cât de acord, mă reziliez eu și faci ce vrei dumneatare, nu m-am mai băgat peste dumneavoastră. Și ce s-a întâmplat după plecarea ta din casă? După plecarea mea am aflat, eu nici nu am știut când s-a încheiat un contract de întreținere sau gen, acum am aflat numai când am început să umblu, pentru că na, bunica m-a rugat. Nu am știut ce-a făcut. Umblam la dânsa, știam că merge verișorul ăsta și nu i-a știu ce să facă el. Ea a rămas să lucrească singură în casă? Da, singură. Bine, fratele meu a rămas acolo. Fratele meu a rămas mai departe. Și am înțeles că a ajuns la el, la portă, plângând, nu știu, că nu vă spun eu, n-am fost acolo. M-am mutat pe chirie, mi-am refăcut viața, nu... Eu am lăsat un pace dacă... Deci tu când ai plecat? În ce an ai plecat de la bunica din casă? În 2020 am plecat, la începutul lui 2020. În 2020 ai plecat tu, fratele spui că a rămas cu bunica în casă. Da, el a rămas mai departe, da. Dar cum te-a rămas fratele dacă bunica nu-l vrea acolo? Păi asta e că doar el, dumneavoastră, ei trebuia să meargă să-l scoate afară, că noi buletinele acolo le-am avut, pentru că... Da, acolo am crescut, mai ales el, eu am avut... Și sub ochii fratelui tău a venit acest verișor care a făcut el un act de întreținere cu bunica, da? Că de fapt el a făcut în 2021, după ce l-a scos și l-a dat pentru... I-a fost pusă și interdicție la frate. De ce? Deci au bătut-o? O lovit-o pe bunica sau ce? Asta nu știu, deși nu aș crede, pentru că să certau ei, dar să fie în stare să lovească, nu cred. Deci tu zici așa, că a venit acest verișor și l-a scos din casă și pe fratele tău de acolo, da? Da, da. Și verișorul ce a făcut în schimb? A făcut el acest contract de vânzare-cumpărare cu clauză viageră și s-a mutat el acolo la bunica? Nu locuia acolo, decât că mergea, nu știu, eu am știut că tot e ok până acum, ulterior, că da, o vedeai, mai ducea o mâncare, dar nu în fiecare zi, că chiar am umblat la dumneavoastră pentru că eu n-am putut să rămân, cum să vă zic, acolo am crescut și am iubit-o, a fost bunica mea, am căutat-o în continuare.